Unificarea dreptei prin absorpția partidelor mici, visată de PNL, ar readuce la matcă o parte dintre liberalii desprinși din partid și care l-au preferat președinte pe Călin Popescu-Tăriceanu, cel care și-a înființat propriul partid, ALDE. Negocierile liberalilor cu ALDE sunt destul de avansate, iar Mircea Moloț, înscris în 2016 în ALDE, după ce a fost marginalizat de proprii colegi, abia așteaptă să fie din nou coleg cu liberalii care i-au întors spatele când a dat de necaz. Într-o emisiune la 1TV, Moloț a declarat că vremurile trecute au avut semnificația lor și că nu este supărat pe nimeni. Nu regret nimic. Da, știu. Nu regret nimic și dacă mâine aș avea iarăși vârsta care am avut-o și aș intra, aș face la fel. Tot păi, bine, și Tăriceanu zicea că adevărații liberali sunt în ALDE. Da. Păi, adevărul că am plecat. Liberali serioși au fost în ALDE. Asta a fost viața scurtă. Eu pot decât să mă bucur că ALDE-le s-au orientat către PNL-ul. Era normal. Revenirea la matcă și m-aș bucura să vină și... Da, eu mă întorc categoric în momentul în care vine, nu fac nicio problemă și chiar îmi face deosebită plăcere să termin politica când noi mai fi pe aici și ori fi prin alte părți. Tot în PNL. Liberal. Da, liberal. Liberal. Nu că n-aș fi, dar denumirea partidului, deși au fost situații când mi-a fost jenă de unele decizii care le-au luat, nu colegii de aici din județ, ci cei de sud, de la București. Obișnuit deja cu viața tihnită de pensionar, Mircea Moloț mai declară că nu râvnește la funcții în PNL, iar colegii lui nu trebuie să se teamă din acest punct de vedere. Dar experiența seniorilor nu ar trebui neglijată, ci fructificată de către tinerii politicieni, este de părere fostul lider liberal.